Șomerii care au depus CV-uri în vederea angajării la uzina mecanică Sadu sunt redirecționați de autorități către firmele care execută lucrări în construcții pe raza municipiului Târgu Jiu. Cum firmele care au câștigat licitații grele duc lipsă de personal, autoritățile consideră că pot împușca doi iepuri dintr-un foc, persoane angajate și ritm alert al lucrărilor. Dintre cei care și-au depus CV-urile pentru uzina mecanică Sadu, au mers la uzină și împreună cu domnul Dădăloc, cu directorul de la uzina mecanică, au încercat să facă o selecție de dosare, să vadă ce s-ar putea preta și pentru dumnealor, pentru că dumnealor îi angajează pe loc. La uzină probabil mai durează până se face retehnologizarea, până încep, nu știu, să retehnologizeze liniile, va mai dura ceva și nu fac angajări în această perioadă. Măcar până în perioada când începe uzina angajările, se poate să folosească de acea forță de muncă. Am zis, salariile pe care le oferă sunt salarii bune. Chiar îmi dădea exemplu șeful de șantier de la centură, zicea că un muncitor necalificat e undeva la 4.000-4.500 în mână, deci nu sunt niște salarii de neglijat. Și sper că au găsit acolo ceva personal care să poată să-i ajute în desfășurarea lucrărilor pe varianta ocolitoare. În ceea ce privește lucrările de pe defileul Jiului, constructorul a început să încetinească ritmul lucrărilor. Pot să spun că la pod se lucrează, se lucrează la arcele, acelea care trec peste râul Jiu. Sunt într-un stadiu avansat, sunt în grafic cu lucrările. În schimb, la parcare, îmi promiseseră că după data de 15 decembrie o să înceapă să toarne asfalt. În schimb, sunt la faza de pus borduri și branșat stâlpii de iluminat. Adică față de ceea ce mi-au promis, probabil sunt cu câteva zile în urmă. E adevărat că și noi am pistonat, am insistat ca lucrurile să meargă într-un ritm mai alert. Vedeți că vine sezonul de iarnă, vine sezonul rece și lucrările nu se vor mai desfășura în ritmul în care se desfășoară acum sau se vor desfășura într-un ritm mai lent. Din păcate, meteorologii aduc vești proaste, iarna e tot mai aproape, așa că cei care nu s-au încadrat până acum în grafice nu mai au nicio șansă să recupereze timpul pierdut.